Salutare! Astăzi vom vorbi despre istoria tractoarelor fabricate în România. Știați care a fost primul tractor fabricat în România? A fost tractorul 22. Primul tractor românesc, iar 22, a fost produs în anul 1946 de către întreprinderea aeronautică română din Brașov. Acesta a marcat începutul unei tradiții în producția de tractoare în țara noastră. În 1948, uzina semănătoarea din București a început să producă tractoare, urmată în 1951 de întreprinderea de tractoare din Brașov, care a devenit principalul producător de tractoare din România. UTB a lansat primul său model, UTB 650, în 1960, un tractor versatil și robust, care a cunoscut succes atât pe piața internă, cât și pe cea internațională. De-a lungul anilor, România a produs mai multe modele de tractoare, cum ar fi UTB Universal 445, UTB Universal 650, UTB 800. În perioada sa de glorie, UTB a exportat tractoare în peste 100 de țări, inclusiv în Franța, Egipt, Irak și Brazilia. În anii 80, România exporta anual aproximativ 10.000 de tractoare, ceea ce reprezenta o contribuție semnificativă la economia națională. Din păcate, după 1990, industria de tractoare din România a început să decline, iar producția a scăzut semnificativ. Cu toate acestea, tractoarele fabricate în România rămân o parte importantă a istoriei industriale a țării. Așadar, acum știți că primul tractor românesc a fost iar 22 și că România a avut o tradiție bogată în producția de tractoare, cu un impact considerabil pe piața internațională. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai multe informații interesante. Mulțumesc pentru vizionare!